Severinenii care au mașini electrice și hibride sunt scutiți de plata impozitelor. Municipalitatea Severineană dorește astfel să încurajeze circulația cu vehicule cât mai puțin poluante. Deși avantajele acestor mașini sunt nenumărate, puțini sunt cei care dețin un astfel de autoturism. În Drobeta Turnu Severin, numărul mașinilor hibrid și electrice nu depășește un total de 100 de autoturisme. Proprietarii de mașini electrice sau hibride beneficiază de anul acesta de o scutire de 100% de la plata impozitului. Acest lucru după ce consilierii au propus și aprobat un amendament în sensul acesta menit să încurajeze circulația cu mașini cât mai puțin poluante. Aducem la cunoștință contribuabilului municipiului Drobeta Turnu Severin faptul că mijloacele de transport acționate electric sunt scutite în integralitate prin efectul legii, iar mijloacele de transport hibride, conform hotărârii de Consiliu Local numărul 155/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, sunt scutite în proporție de 100%. Deși șoferii au toate motivele să cumpere o astfel de mașină, nu mulți sunt cei care dețin un astfel de autoturism. În municipiul Drobeta Turnu Severin, numărul mașinilor hibrid și electrice nu sare de 100 de autoturisme. Acest lucru poate și din cauza prețului destul de piperat. În municipiul Drobeta Turnu Severin, la nivelul Direcției de Impozite și Taxe, se află înregistrat un număr de 61.000 de transport hibride și 7.000 de transport electrice. Despre mașinile dotate cu sistem hibrid, proprietarii spun că diferența de preț dintre o astfel de mașină și una convențională se recuperează în timp, iar costurile de mentenanță și reparații sunt cu până la 50% mai mici.